Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Scorpion, astăzi vom face Scorpion pentru săptămâna 1-7 aprilie și haideți, dragilor, să vedem ce vine către voi. Vreau o energie a voastră în această săptămână. Inocență. Eliberează-te și predă-te purității din tine. Wow, ce săptămână frumoasă! Și legea atracției manifestă tot ce-ți dorești pentru că poate veni la tine. Aici aveți un nou început, dragilor. O inocență, o puritate. Eliberează-te de tot ce nu-ți mai aduce beneficii și predă-te sufletului tău, dorințelor tale, ale sufletului tău. Foarte frumoasă energia, este o energie crescută, o energie cu o vibrație foarte puternică, foarte înaltă. Haideți să vedem ce spune tarotul despre această săptămână. Scorpion, poți afla vestea unei veniri pe lumea unui copil, poți afla o veste a unor noi începuturi aici, inocență, puritate, este foarte multă frumusețe aici. Un 4 de monede și un cavaler de foc, ego. 5 de monede, ce energie grea. 9 de monede și lumea, dar se închide cu această energie grea. Acest blocaj, la capătul setului de cărți, avem o regină de cupe. Sunteți voi la capătul setului de cărți, ați ieșit în propria voastră energie. Foarte frumos. Dragilor, aici aveți un blocaj mare. 4 de monede este o carte a zgârceniei. Sunteți zgârciți cu voi. Nu vă acordați iubirea suficientă. Nu vă întrebați ce vă aduce mai aproape de propria voastră fericire. Dați altora aici. Îi faceți pe alții fericiți, îi mulțumiți pe toți cei din jurul vostru și uitați de voi. Este momentul să rupeți aceste atașamente, aceste lucruri pe care le faceți pentru alții. Rupeți, tăiați aceste legături pentru că aici vă reinventați pe voi, aveți un 9 de monede. 9 de monede este cartea celui care se simte bine în propria viață. Aici lăsați la o parte cerințele celorlalți. Ați avut multe aici, o persoană toxică, lucruri care v-au întristat. Poate o persoană care a plecat fără să vă spună nimic, poate o persoană care v-a lăsat aici într-un dor. Sau o situație pe care o regretați, în care ați rămas și v-ați blocat. Și rămâneți la nesfârșit în același context. Vă detașați, cavalerul de foc anunță o mișcare rapidă, lucruri multe pe care le faceți în această săptămână pentru voi. Se închide acest ciclu trist. Aici este lumea. Posibil să călătoriți, posibil să vină cineva din depărtare la voi. Este o nouă epocă, o nouă eră, un nou moment care se scrie acum în istoria vieții voastre. Legea atracției. Tot ce vă doriți vine la voi. După se vede cartea copilului. Este posibil să vă doriți aici un copil sau este posibil să vă doriți un nou proiect. După se vede chakra inimii pe care începeți să o deblocați în acest moment. Chakra inimii va aduce iubire. Oferi și primești iubire. Este momentul. Este aici o carte albastră. Deși chakra inimii este verde, aici este albastră, trebuie să-ți spui adevărul. Pe cine iubești și pe cine primești în viața ta să te iubească. Da, este un copil aici, sunt lucruri care se vor afla sau lucruri care vin către voi. Noi începuturi, se închide un ciclu și se deschide o minunăție. Tot ce vă doriți voi, legea atracției, puteți manifesta tot ce vreți. Sunteți în energia voastră, vă detașați de aceste greutăți și mergeți către fericire. Inocență, puritate,
te eliberezi de 4 de monede, de ego, de sărăcirea sufletului aici, de tristețe, dramă. Aici a fost greu, nu a fost bine. Poate este o persoană care v-a trădat aici. Vă detașați, o lăsați să aparțină trecutului, vă reinventați în această săptămână. Scorpionii au parte de o trezire, de o reinventare, ieșirea din acest blocaj și ruperea acestor stringuri. Rupând aceste stringuri, ieși din această melancolie, din această tristețe, din acest abandon și mergi către fericirea ta. Te eliberezi și te predai sufletului tău. Inocență, o faci cu bucurie, o faci cu puritate. Foarte frumoasă săptămâna pentru voi. Ieșiți din această credință învechită și mergeți către voi. Vă îndreptați către voi, vă centrați pe voi, pentru că lucrurile se închid. Este un sfârșit natural, acest ciclu trebuie să se închidă și să mergeți mai departe spre fericirea voastră. Aici sunt două regine, este posibil să fie avut un conflict într-un trecut apropiat, un conflict între două doamne. Aveți o persoană care gândește negativ despre voi sau v-a transmis un lucru mai puțin benefic. O doamnă într-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Aici aveți un cavaler de monede care se îndreaptă către voi. Probabil un capricorn vine către voi în această săptămână. Sau o persoană pe care voi ați așteptat-o de mult timp, la care tot visați. Poate nici nu o cunoașteți pe această persoană, dar să știți că această persoană vă privește din umbră de mult timp și își face planuri mărețe cu voi. Veți avea parte de un început frumos și o reechilibrare a vieții voastre. Aici este temperanța, este echilibru, este balansul, balansarea vieții, rebalansarea vieții voastre. Aici se clarifică foarte multe lucruri în această săptămână, iar această persoană pe care voi tot ați așteptat-o, tot ați manifestat-o, vine acum către voi. Mult timp ați așteptat această persoană, această persoană ideală care să vină în viața voastră, ajunge în viața voastră, poate fi în zodie de pământ, cum am spus, sau poate fi balanță sau săgetător această persoană. Este o persoană stabilă, este o persoană generoasă, doar că poate fi o diferență de vârstă între voi, poate fi o persoană puțin mai tânără decât voi, acest cavaler. Poate acesta este și motivul acestei certe, o ceartă aici între voi și o altă doamnă, poate este mama voastră, poate este bunica, vă dă un sfat, nu este de acord cu o relație. Aici se întâmplă ceva, cel puțin a fost într-un trecut. Acum voi nu mai țineți cont de nimic pentru că totul se reechilibrează. Ce începe acum este inocent, este pur, este de bun augur. Sunteți în energia voastră și îmi place foarte mult acest lucru pentru că vă reinventați. Aici 9 de monede aduce reinventarea voastră. Sunteți bine în propria viață. Pentru că aveți încredere în voi, pentru că vă iubiți pe voi, atrageți în viața voastră persoane la fel ca voi, care sunt bine cu ele, sunt disponibile emoțional și împreună mergeți să cuceriți o lume întreagă. Ultima carte este lumea, prima este 4 de monede, acest blocaj, iar ultima este lumea. Blocajul se închide și vă deschideți către o nouă fericire, către un nou început frumos, așa cum voi vi-l doriți. Legea atracției. Fiți atenți la ce manifestați, pentru că se împlinește în această săptămână. Tot ce puneți în această săptămână în univers vine înapoi către voi. Haideți să vedem un sfat. Scorpion, săptămâna 1, 7 aprilie. Renunți aici la o energie joasă și îți urci vibrația, inocență, eliberare și predare. Aici primește o cupă cu iubire, cineva se îndreaptă către tine, renunțând la ego, renunțând la frici, la lucruri
joase, de joasă vibrație, te reinventezi în această săptămână. Haideți să vedem un sfat. Aripi. Niciodată nu ți-au trebuit aripi ca să zbori. Poți zbura dacă îți dorești. Poți să-ți îndeplinești toate visurile. Trebuie să vrei, trebuie să-ți pui intenția în univers și să co-creezi, să te comporți ca și cum ai toate aceste lucruri. Făcând această mișcare, aceste activități, aceste lucruri, tot ce vrei vine la tine. Și copacul, lasă trecutul să aparțină trecutului. Aici trebuie să lași în urmă tot ce ai trăit trist. Ți se cere ca să poți să faci un pas înainte și să accesezi tot ceea ce îți dorești tu, trebuie să dai drumul. Trebuie să dai drumul credințelor, trebuie să dai drumul karmelor de familie. Aici este un copac în flăcări. Tot ce ai trăit tu până acum a fost din cauza acestor karme de familie. Această tristețe, această melancolie, acest abandon a fost o karmă, s-a încheiat, dă-le drumul, eliberează-te și predă-te iubirii tale, fă pace cu trecutul tău și reinventează-te pe tine, pentru că niciodată nu ți-au trebuit aripi ca să zbori, niciodată nu ai avut nevoie de altcineva ca să te facă fericit. Ești fericit pentru că ești bine cu tine în propria viață, aici te-ai reinventat pe tine și începi să zbori. Dai drumul trecutului și intri într-o relație nouă, pură, pe care tu acum o manifesti. O etalare foarte frumoasă. Sunteți în energia voastră, aveți multă iubire de oferit și la rândul vostru veți primi foarte multă iubire. Renunți la ego, renunți la atașamente și faci ca visul tău să se împlinească. Aici aveți o săptămână foarte activă în care multe lucruri se întâmplă și rezolvați foarte multe lucruri. Mai uitați din aceste probleme și le mai lăsați în spate. Mergeți către această iubire, către această uniune inocentă, pură, pe care voi vă doriți. Cum am spus, este posibil să auziți de nașterea unui copil sau de nașterea unui nou proiect. Poate chiar în viața voastră se întâmplă toate aceste lucruri sau în viața celor apropiați vouă. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Vă pup, pa, pa!